iar reacția Kremlinului după victoria lui Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale există. Portatorul de cuvânt al administrației prezidențiale din Rusia, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu este familiarizată cu viziunea lui Georgescu în ceea ce privește relația cu Moscova. Pe de altă parte, presa de stat din Rusia l-a caracterizat pe Călin Georgescu drept un candidat aliniat Rusiei. Purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale de la Moscova, Dimitri Pescov, a comentat rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din România, însă oficialii ruși au fost deocamdată reținuți în declarații. Nu aș face încă nicio predicție. Probabil că nu putem spune că suntem atât de familiarizați cu viziunea asupra lumii acestui candidat în ceea ce privește relațiile cu țara noastră. Pentru moment înțelegem foarte clar actuala conducere a României, care nu este o țară prietenoasă cu noi, a declarat Dimitri Pescov imediat după ce independentul Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Întrebat de jurnaliști dacă rezultatele din primul tur îi se par surprinzătoare, Dimitri Bescov a răspuns că deocamdată Kremlinul este reținut în declarații pentru că nu cunoaște foarte bine viziunea lui. Călin Georgescu. Pe de altă parte, agenția de presă publică Rianovosti l-a catalogat pe Călin Georgescu drept un candidat aliniat Rusiei. Rezultatele lui Georgescu au fost o surpriză deoarece sondajele îi dădeau șanse mici. El a făcut campanie pe TikTok, a susținut valorile tradiționale, dar a glorificat și armata României, care a trecut de partea naziștilor în cel de-al doilea război mondial și consideră că apartenența la NATO nu poate garanta securitatea României, pledând pentru o alianță cu Rusia. Titrează agenția Ria despre Călin Georgescu într-o știre ce a fost luată de presa internațională. O reacție despre victoria lui Georgescu a venit și din partea agenției de presă oficiale a Kremlinului TAS, care scrie despre simpatia a politicianului român față de Rusia. Călin Georgescu, 62 de ani, este agronom de formație. Georgescu a fost criticat pentru opiniile sale naționaliste, fiind precaut cu privire la participarea României la NATO și prudent în ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Rusia. El a fost pentru scurt timp membru al Partidului Naționalist Alianța pentru Unirea Românilor, dar ulterior l-a părăsit. Se spune că succesul său electoral se datorează unei campanii de succes pe TikTok, au scris jurnaliștii ruși care precizează că Rusia va urmări evoluția procesului electoral din România și cine va fi câștigătorul alegerilor prezidențiale.